să fie un prim pas spre cunoașterea acestui fond și spre bucuria mea și mulțumesc foarte mult. Domnul Wilhelm Mortler a acceptat să vină aici la Craiova, este directorul directorul acestui fond, fost vicepreședinte al Băncii Europene pentru Investiții. Și sper că și ceilalți care sunt prezenți în acest panel vor putea să vă transmită informațiile necesare atât pentru administrațiile publice cât și pentru privați, pentru a putea utiliza în continuare, în viitor, acest fond. O să-mi permite să vă prezint invitații noștri de astăzi. Domnul Mortler este directorul fondului de investiții strategice european. Doamna Nora Matei este de la Comisia Europeană, de la Direcția Generală care se ocupă de finanțare în general, dar se ocupă doamna de fondurile nerambursabile în cadrul acestei direcții. Domnul Marc Mohini. Marc Mohini este șef de divizie la Banca de Investiții Europeană și este cel care se ocupă de hub-ul care ar trebui să strângă toate proiectele și apoi să le finanțeze. Și domnul Robert Reckers este directorul general al AgriCover Credit din România. Este entitatea care a semnat primul acord cu EPSI și care cred eu că pentru regiunea noastră, regiunea agricolă, ar fi de mare folos. Vă mai spun că sunt și sper să se prezinte în detaliu aici, încă 7 proiecte în diverse stadii de aprobare, inclusiv pentru IMM-uri, semnate încă, în discuții, în negociere cu diverse entități din România. Pentru IMM-uri sunt deja distribuiți foarte mulți bani la bănci intermediare, din foarte multe state, Italia are o sumă impresionantă și sper să, ca cineva, cine este responsabil, să poată să convingă o bancă din România să devină bancă intermediară pentru IMM-uri, pentru că altfel nu se poate, și IMM-urile să aibă posibilitatea să utilizeze acest fond. Și acum permiteți-mi să-i dau cuvântul domnului Mortler.